Extrem de multă lume m-a întrebat cum au modul de FOV pe anumite servere de 5M. Ei bine, vreau să vă zic de la bun început, acest mod de FOV funcționează doar pe servere de 5M. Deocamdată nu am găsit un mod sau un anumit fișier pentru a schimba FOV-ul de pe RageMP. Deci, deocamdată o să ne axăm doar pe 5M. E bine, este pur și simplu, probabil toată lumea a auzit de aplicația Flawless Widescreen, dar faza este că va trebui să vă instalați anumite fișiere pentru a funcționa cu 5M-ul, că probabil știți metoda clasică, din păcate nu mai funcționează cu Flawless Widescreen. Cam încercat și eu prima dată să o pun, dar din păcate nu prea a mai funcționat. Bă, mi-e place extrem de mult cum se vede acest mod și m-am jucat cu el în continuu, adică e chiar foarte, foarte tare și în first person se vede extrem de frumos și third person, totodată îți oferă așa o viziune mai largă, pot să-i zic. Acum, na, puteți voi să modificați cum doriți voi să se vadă jocul, cam așa se vede pe motocicletă, îmi place extrem de mult și bine, mai sunt și anumite mașini, stați așa să ne spawnăm o mașină de aici, de exemplu, un baller de ăsta să vedem. Și uitați așa, se vede mult mai clean, nu știu, zici că se vede ca în realitate, adică puteți să faceți un roleplay mai interesant și în first person să vă puteți juca. Normal, se vedea ceva de genul și... Bă, e destul de nașpa că nu s-au gândit băieții de la GTA 5 când au conceput jocul să facă puțin FOV-ul mai mare sau să fie ceva setări de prin opțiunile jocului ca să se vadă mai frumos, dar asta am rezolvat noi cu niște moduri, pot să-i zic, care ne poate ajuta cu FOV-ul. Deci haideți să mai sunt la discuții, mă, băi și fete, și să îi dăm direct drumul cum să vă băgați mod de FOV pe 5M. Ok, și pentru prima dată am să vă las în descriere primul link pe care va trebui voi să intrați, e mai exact flawlesswidescreen.org. Este practic aplicația din care voi vă puteți modifica setările pentru FOV și care vă ajută să aveți FOV-ul în anumite jocuri, nu doar în GTA 5, aveți aici o grămadă de jocuri pe care le puteți voi vă juca. Și dacă o să dăm mai jos, o să avem Downland, Flawless Widescreen și avem X64 Installer Package, care este și recomandat de ei, deci o să ne descărcăm acest installer. O să-i dăm un save și acum va trebui să dăm un double click pe aplicație pentru a o instala. O să dăm pe next, pur și simplu eu îi dau doar next aici, că nu consum atât de mult ca să o puneți undeva pe un drive special, și launch Flawless Widescreen, o să dau pe finish, iar aici va trebui puțin să așteptăm pentru început ca să se configureze cum trebuie și o să dăm pe I agree, o să dăm un nou și acum o să așteptăm puțin și avem aici toate jocurile disponibile, dar nu avem GTA 5, ceea ce este o problemă, pot să-i zic, deci va trebui să mergem pe al doilea link din descriere, mai exact pe fișiere mod FOV, și o să-i dăm un download și aici și s-a descărcat o arhivă. Ce facem cu această arhivă este foarte, foarte simplu. Mai exact, o să căutăm aici frumos Flawless Widescreen, o să dăm un Open File Location, încă o dată Open File Location și aici avem Plugin Cache și Plugins. Noi la Plugin Cache o să venim și o să tragem VSGF ăsta Plugins folderul acesta în acest folder, o să dăm pe Continue și după o să dăm înapoi și o să mergem la Plugins și o să tragem acest fișier lângă celălalt, continuă încă o dată și s-a instalat, putem să zicem. Iar acum o să închidem Flawless Widescreen și o să mai deschidem o dată. Și acum putem să observăm că avem noi aici GTA 5 updated, dar faza este că nu o să funcționeze dacă o să intrați direct în joc, așa că va trebui puțin să modificăm anumite fișiere. Deci chestia asta este cea mai importantă, deci vă recomand să rămâneți până la final. Și o să mai intrăm încă o dată pe Flawless Widescreen, o să dăm Open File Location, tot așa o să continuăm procesul sau puteți de acolo direct. O să mergem la Plugin Cache și WSGF Plugins pe care le-am adăugat. O să mergem la Modules, GTA 5, Dependencies, Scripturi și aici avem un Notepad, sau dacă nu l-aveți în formatul Notepad, puteți să dați un Open With și cu Notepad. Și mai exact aici ce avem noi niște modificări pe care trebuie să le facem. O să dăm jos de tot până când găsim Proces Vars și o să aveți tot în descriere niște chestii pe care va trebui voi să le modificați. Mai exact la Process Window Name o să copiem acest lucru și o să-l adăugăm aici, o să ștergem 5M și o să adăugăm 5MR by CFX.rep și o să continuăm și la class name, grc window. Bine, acum dacă nu-l aveți, puteți să lăsați așa și ultima chestie, mai exact la xname, 5M.exe, uite aici frumos, ștergem și punem 5M.exe și după putem să ieșim și să-i dăm un save. Iar acum jocul este perfect pentru a ne juca. Puteți să vă modificați aici puțin cum să se vadă jocul, dar asta după ce o să intrăm în 5M, o să dăm un click pe 5M și o să puteți observa că acum caută jocul GTA 5 și o să intrăm pe Free Room ca să avem puțin libertate. Faza este că vreau să vă zic că, de exemplu, pe Footplate nu o să meargă acest mod. Bine, o să meargă, dar nu o să aveți voi
voie să vă jucați cu fovul, doar ce este ilegal pe full plate, probabil n-am. O să aveți anumite beneficii, că se vede puțin mai larg jocul și din păcate este ilegal, deci va trebui prima dată să vă informați pe ce server jucați, dacă aveți voie cu modul de fov sau nu. Dar acum pe free roam nu este nicio problemă, o să intrăm puțin ca să vă mai arăt anumite setări și ce setări am eu pentru a se vedea jocul perfect. Ok, iar acum eu la first person fov îmi place, nu știu, 23.50 am găsit cam cel mai ok, dar acum vă puteți voi face pe placul vostru cum doriți voi să le aveți, nu știu, aici am 47, cam așa, vehicle fov pe 50, first time fov, o să-l pun tot acesta, first person zoom fov, stați așa să-l dau eu puțin mai mare aici, și voi le puteți modifica direct cum ar veni din GTA 5 fără să mai ieșiți, adică acum este first person plus pe minus 50, voi nu o să vedeți cam game capture-ul, dar nu știu, hai să-l țin eu pe un 40 cam așa și ia uitați aici cum se vede jocul mult mai bine și mai frumos. La third person parcă e acum prea mult, stați așa puțin să modific eu aici pe un, nu știu, 27 cam așa. Perfect și ia uitați ce frumos se vede acum jocul cu fov. Avem și sunetele de arme, care probabil o să fac un tutorial cum să le instalați, de ce nu. Deci cam aici se încheie acest videoclip, nu vreau să vă mai lungesc, că puteți să vă faceți voi setările de acolo din Flawless Widescreen cum doriți voi să fie cât mai interesante. Deci mă băiești fete, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ca asta până la final. Numele meu a fost Sebsarodeca, sper că v-am ajutat cu acest mod de fov, pentru că foarte multă lume mi-a scris cum se instalează și cum poți să ai fovul mai mare. Deci cam acesta a fost tutorialul de astăzi, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ca asta până la final, vă salut, pa, pa!